Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult pentru această recunoaștere. Mulțumesc foarte mult echipei CONAF și mulțumesc foarte mult Cristina. Mulțumesc echipei senzaționale de la Biz, celor care au făcut posibil tot ceea ce am reușit noi în acești 23 de ani de când este revista Biz. Și în special în cei ultimi 13 ani de când m-am încăpățânat să nu las o revistă în print să moară. Mă uit în sală și vă cunosc pe cei mai mulți. Știu foarte multe lucruri bune și cele care nu trebuie știute. Asta știu jurnaliștii. Știm să punem umărul la treabă, știm să punem umărul la business, știm să construim articole care să motiveze. Acum am văzut că era prea sus. Și știm foarte mult să nu ne lăsăm. Pentru că cel mai ușor, în momentul în care apare o criză, s-a văzut și știm cu toții, este ca toate companiile să se oprească. Urât. Așa s-a întâmplat în martie 2020, așa se întâmplă acum. Toată lumea s-a oprit. Mai puțin antreprenori. Noi știm că și mâine trebuie să dăm salarii. Noi știm că și mâine trebuie să facem ceva ca să nu închidem business-ul. Și nu putem aștepta nici guvernul, nu putem aștepta să vină cineva, acel cineva minunat care să ne facă treaba. De aceea vreau să vă felicit pe toți cei care în această seară sunteți antreprenori și ați reușit să rezistați și să nu închideți porțile, celor care aveți vise și care vreți să le duceți la capăt, să se împlinească, celor care nu uitați că de noi depinde să facem treabă și celor care vă dați seama că în ciuda fricii și a tuturor celor care, gândurilor negre care ne vin în ultima perioadă, tot noi o să le trăim, tot noi o să trebuiască să mergem mai departe și depinde de noi să o facem cu fruntea sus și să o facem frumos. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru premiu și să ne vedem la cât mai multe gale! Felicitări încă o dată! Mulțumim și noi pentru discurs!